Am intenția să rămân în tonul evenimentului și mă gândesc în mintea mea că ar fi bine să citesc pilda celor 10 fecioare și să vorbesc despre ceva ce cred că am mai vorbit cândva cu mulți ani în urmă în biserica dumneavoastră, dar dintr-o cu totul altă perspectivă, încercând să mă atașez subiectului sau temei conferinței care este foarte proaspătă în mintea noastră. Haideți să citim împreună tot capitolul 25. Aici sunt trei pilde, trei parabole care au același subiect, aceeași temă, dar ne face bine să ne aducem aminte de ideea asta, care este una absolut indispensabilă în vremurile din urmă, și indispensabilitatea ei vine din faptul că se pliază pe anumite omiteri pe care noi le facem. Vă invit cu respect să vă ridicați. Pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Pilda talanților. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut o socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talatul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, a știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea că atunci să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce era al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Judecata viitoare. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale.
Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci ei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi pe tine flămând sau fiind sete, sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viață veșnică. Permiteți-mi să mai citesc încă o dată versetul cu numărul 46. Și aceștia vor merge în pedeapsă veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viață veșnică. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Dacă a fost greu pentru cineva că am citit un pasaj mai lung, îmi cer scuze. Am avut intenția să citesc tot capitolul 25, pentru că are trei pilde și fiecare pildă repetă ce a spus prima dintre ele. Toate cele trei, pilda fecioarelor, talanților sau oilor și caprelor, au același subiect, au aceeași temă. Și tema aceasta se suprapune într-un mod fidel temei conferinței de trei zile pe care tocmai am încheiat-o. Și se va așeza foarte bine, mai ales peste mintea cuiva care deja a fost acolo. Am auzit o grămadă de predici, mai ales din pilda fecioarelor, care este un subiect preferat în bisericile pentecostale. Am auzit și din pilda talanților, într-o oarecare măsură, mai puțin din pilda oilor și caprelor, că asta sună puțin mai amenințător, însă toată Biblia este la fel de Biblie, indiferent cum sună pentru noi. Mi se pare caragios, chiar dacă cuvântul e puțin cam aspru, când văd frați care merg la ora de rugăciune și citesc un psalm, dar ocolesc părțile mai tăioase, care vorbesc așa, puțin mai dur și sar așa ca o vrabie din versete pozitive în versete pozitive, această tendință noastră de a selecta versetele din Scriptură nu este înțeleaptă, nu vine nici din călăuzire și nici din omenie, să nu spun bun simț. Cartea asta ne spune adevărul. Dacă citim doar adevărul care ne mângâie, nu știu dacă suntem pe cel mai bun drum. Dumnezeu știe ce ne trebuie și când înghițim medicamente, nu le înghițim de plăcere, le înghițim că ne fac bine. Duhul nostru are nevoie de atingerea Domnului și orice atingere a Domnului ne face bine. Ori de câte ori Dumnezeu ne atinge cu nuiaua, ar fi rău pentru noi să nu ne atingă. Pentru că El știe ce a fost, ce este și va urma, El cunoaște vulnerabilitățile și fragilitățile noastre. Și în dragostea Lui de Tată, care și-a dat Fiul pentru a ne recupera, pentru a ne restaura, El are o deplină intenție să ne facă bine, cu totul bine. Slăvit să-I fie numele! Aș vrea să începem de la prima pildă și să spunem câte ceva, să continuăm cu a doua și să încheiem cu a treia. Pilda fecioarelor este simplă,
Câteodată predicatorii o complică. Dumneavoastră știți că orice pasaj din Biblie poate fi abordat din două puncte de vedere. Indiferent dacă e din Vechiul sau Noul Testament, indiferent dacă este din cărțile istorice, unde este o narațiune, sau din profeție, sau din orice alt fel de carte. Primul fel în care se poate aborda un pasaj este să surprindem aspectul istoric. Când spun aspectul istoric, mă refer să încercăm să ne ducem peste timp, acum 2000 de ani, dacă e vorba de Noul Testament, sau acum 3000, 4000 de ani, dacă e vorba de Vechiul Testament, și să încercăm să intrăm în contextul de acolo, încercând să identificăm care au fost obiceiurile, tradițiile oamenilor din vremea aceea, cu siguranță foarte diferite de ale noastre, despre cine e vorba, ce au făcut oamenii despre care e vorba în text. În general ne ocupăm cu atunci și acolo. Dacă vom înțelege cum a fost atunci și acolo, avem toate șansele să înțelegem cum ar trebui să fie acum și aici. Dacă nu înțelegem cum a fost atunci și acolo, ne luăm dreptul să facem ce vrem cu textul biblic. A doua perspectivă este cea teologică. Dacă aspectul istoric încearcă să identifice detaliile de atunci și de acolo, aspectul teologic se ocupă cu semnificația la ce s-a întâmplat atunci și acolo. Adică ce trebuie să înțelegem noi la 2, 3, 4 mii distanță de atunci și de acolo, astăzi aici, care este înțelesul, care e semnificația, care e tâlcul, care e mesajul. Eu o să pomenesc despre amândouă, mergând dintr-unul în altul, pentru că intenția mea în seara aceasta nu este doar să explic un pasaj din Scriptură, ci este să folosesc aceste trei pasaje, din care se pot face cel puțin trei predici, dacă nu mult mai multe, și să mă pliez pe mesajul pe care l-a avut conferința, și anume nevoia de a ne implica. Unde să ne implicăm? Oriunde noi putem face o diferență. Să ne implicăm în lucrarea Domnului, să ne implicăm în familiile noastre, să ne implicăm în viețile oamenilor, să ne implicăm ajutând, milind, îmbrățișind, iubind, iertând și făcând bine oamenilor cum a făcut Domnul nostru. Când El a fost pe pământ, El nu s-a lăsat atras în nicio altă ideologie, cu excepția voii lui Dumnezeu. De aceea, când a fost pe pământ, El nu s-a lăsat ademenit de nicio ideologie contemporană, ci pur și simplu El a vorbit din partea lui Dumnezeu despre voia lui Dumnezeu. El i-a iubit pe oameni și în final a murit pentru ei. Iar după ce a înviat, a oferit dreptul tuturor oamenilor să moară față de păcat și să se ridice la o viață nouă în Hristos. Dar haideți să ne întoarcem la Scriptură. Aici, în capitolul 25, după cum am citit, Scripturile ne prezintă un adevăr explicat în trei contexte diferite. Primul context este o nuntă. Nunta vorbește despre bucurie și, după obiceiul unei nunți din vremea aceea, obicei destul de diferit de obiceiul unei nunți din România sau din contemporaneitate, atunci exista obiceiul ca mirele să meargă acasă la mireasă, să o ia și să existe sărbătoarea și apoi viața de familie. Era obiceiul că niște fete prietene cu mireasa foloseau niște luminițe, niște candele, niște lămpici, pentru că uneori mirele ajungea seara. Imaginați-vă că dacă pleca din Galileea, îi trebuia foarte mult timp să ajungă în partea de sud, traversând toată țara pe lungime, pe paralel cu Iordanul, pleca de la Marea Galilei și ajungeau la Marea Moartă. Așa se face că Biblia face o comparație cu ideea de nuntă, cu experiența unei nunți,
pentru ca în experiența acestei nunți să pună un înțeles spiritual. Și Scriptura ne spune că dintre aceste 10 fete, 5 erau foarte responsabile și probabil învățate de mamele lor sau din experiența lor personală, pe lângă faptul că și-au luat candela asta, lampa asta mică, care avea un mic container cu un de lemn cu... ca să aprindă fitilul, feștila aia, și-au asumat că mirele s-ar putea să întârzie, să se consume un de lemnul ăla din candelă și să fie nevoie de mai mult. Așa că și-au luat un mic rezervor suplimentar din care să pună în lampă și să poată să o țină aprinsă cât e nevoie. Ca un făcut s-a întâmplat chiar așa. Mirele a zăbovit, spune Cornilescu, lumina s-a stins de la 5 dintre celelalte fete, care pur și simplu și-au luat doar lampa, au crezut că mirele nu întârzie, n-au vrut să se mai care și cu containerul ăla după ele, probabil că le încurca, le incomoda. Imaginați-vă o domnișoară foarte frumos îmbrăcată, având într-o mână o candelă, în cealaltă mână un rezervor, destul de incomod. Și a zis, e suficient una. Numai că li s-a stins candelele și evident toată situația a fost incomodă pentru că ele aveau un rol important acolo. După cum știți, ele au cerut la cele ce aveau rezervă de un de lemn, iar alea, fete înțelepte, au spus, ne pare rău, ce avem e pentru noi, dacă împărțim cu voi nu ne ajunge nici nouă, nici vouă, duceți-vă la prăvălie unde se vinde un de lemn, cumpărați-vă și rezolvați problema. Fetele s-au dus, au cumpărat, dar când s-au întors, ușa era închisă. Destul de neobișnuit. Dar ușa era închisă, au bătut și ușa nu s-a deschis. Și au rămas afară. În Biblie și mai ales în Noul Testament, cuvântul afară vorbește despre locul de întuneric, locul de despărțire de Dumnezeu, aproape despre iad. Și ele au rămas afară. Întrebarea pe care și-or fi pus-o părinții, ne opunem noi la 2000 distanță de atunci, este de ce o pedeapsă atât de aspră pentru o greșeală atât de nevinovată? Ce mare filozofie că au neglijat! Ce mare filozofie că au uitat! De ce o pedeapsă așa de aspră? Imaginați-vă că fetele astea s-au întors acasă, plângând, și părinții le-au întrebat, ce-i cu voi? Păi, nu ne-au mai primit la nuntă, dar cum nu v-au primit? Păi uite, nu ne-a ajuns un de lemn, nu ne-am dus să cumpărăm, ne-am întors, toate intrarea era blocată, era încuiată și pur și simplu am venit acasă. Ce-or fi zis părinții? Dumneavoastră știți ce înseamnă o pildă? O pildă înseamnă o întâmplare imaginară, nu e o întâmplare reală, o întâmplare imaginară, după tiparul de gândire și după obiceiul oamenilor din vremea aceea, care încearcă să spună într-o manieră diferită un anumit adevăr abstract, care ar fi greu de prezentat dacă n-ar fi pus în contextul unei întâmplări cunoscute foarte bine de noi. Dacă întâmplarea fi cu niște eschimoși, nu ne-ar ajuta cu nimic, noi nu știm stilul de viață al eschimoșilor. Dar e vorba despre o nuntă și la noi toată ziua, bună ziua, sunt nunți. E vorba despre un business unde managerul vinde proprietatea și banii împarte la 3 dintre managerii cei mai buni, el pleacă și le spune, puneți banii ăștia, faceți business cu ei și când mă întorc eu mi-au profitul, iau ce-i al meu. Întrebarea este cheia predicii. De ce o pedeapsă atât de radicală pentru o uitare, o neglijare atât de măruntă, atât de obișnuită, mai ales când este vorba de 3 fete care puteau să fie de 14, 15, 16, 20 de ani. De fapt, ce s-a întâmplat? Când Domnul Iisus Hristos a spus această pildă în mintea Lui, ce a vrut să spună? Ce a vrut El să înțelegem noi? De fapt, nu noi, oamenii de acolo. Ce au înțeles oamenii ăia când El a spus pilda? Haideți să abandonăm pilda
și să ne mutăm la a doua. A doua este mai simplă, care are mai puțin componenți. Doar trei și managerul. Un om bogat vinde tot ce avea, ia o sumă de bani, îi cheamă pe trei dintre oamenii mai iscusiți cu care a lucrat, împarte banii, dar nu egal, ci în funcție de capacitățile lor de a investi și de a gestiona, și la unui de 5, 2 și 1 talent. Un talent înseamnă o unitate de măsură foarte mare și pleacă. Peste o vreme se întoarce și îi cheamă pe cei trei să aducă un raport financiar, contabil, cu privire la felul în care au gestionat banii, investiția făcută și profitul obținut. Vine cel cu 5 și mai aduce 5. Asta înseamnă 100% profit. Eu nu știu dacă astăzi e posibil să faci 100% profit, dar nici nu are importanță pentru noi acum. Cel cu 2 talanți de asemenea. Și stăpânul are niște complimente generoase pentru el și pentru unul și pentru altul și îi felicită pentru performanța lor. Vine și al treilea, dar el se constituie într-o diferență prin faptul că el n-a făcut nimic. Din anumite motive, el nu a vrut să facă treabă, banii i-a ascuns în pământ, nu i-a investit. Când stăpânul s-a întors, el s-a dus în pământ, a luat ce-i dătuse stăpânul cu un timp în urmă, i-a dat, însoțindu-l de niște cuvinte reproșatoare. Stăpânul l-a ascultat și mai știți unde l-a trimis? Afară. Dar, înainte să-l trimit afară, și din nou cuvântul este un cuvânt de pedeapsă maximă. Înainte să-l trimit afară, a spus câteva cuvinte din care înțelegem ce a înțeles stăpânului despre el, despre el ca ființă umană și despre el ca acțiune. Și i-a zis: rob viclean și leneș, ai știut că sunt oportunist și câștig bani de pe spinarea voastră? Și apoi a explicat că cel ce are va mai avea, cel ce n-are îi se va lua ce are, și a spus: aruncați-l afară. Unde au rămas fetele, acolo l-a trimis și pe el. Viclean și leneș. De ce credeți că este vicleanul leneș? Și de ce credeți că leneșul e viclean? Harnicul n-are nevoie să fie leneș, că el muncește. Leneșul nu muncește. Dacă nu e viclean, moare de foame. Și atunci își folosește viclenia ca să trăiască. Ciupește de la unul, ciupește de la altul, păcălește pe unul, păcălește pe altul și se ocupă cu viclenii ca să poată rămâne leneș, adică să nu muncească. Și stăpânul i-a spus: ești un om care nu faci nimic cu viața ta și folosești șmecherii și tărpticuri și viclenie, și l-a pedepsit și l-a aruncat afară. Cu ce a greșit omul? Că talentul pe care i l-a dat stăpânul, el nu i l-a furat, nici măcar nu l-a investit pentru el, ci l-a pus ușor și frumos în pământ ca să-i dea la întoarcere, lucru care s-a și întâmplat. Stăpânul i-a dat un talent, el i-a dat talentul înapoi. Nici un procent profit, nimic. Nici n-a vrut să facă ceva business, pur și simplu. Dar de ce totuși să-l dai afară pentru asta, când știi că în pildă, în Scriptură, în Noul Testament, afară înseamnă de fapt în iad? Haideți să abandonăm și pilda asta și să ne mutăm la a treia. La a treia întâlnim același lucru, dar puțin prezentat într-o altă manieră. Pilda asta se numește pilda judecății sau pilda caprelor și oilor, pentru faptul că spune caprele într-o parte și oile în cealaltă parte. Despre ce este vorba aici? Aici este vorba despre două grupuri mari de oameni, unii care se aseamănă cu oile. Ăsta este oaia este simbolul ascultării, al supunerii, al moderației, al echilibrului. Poți să paști liniștit o turmă mare de oi. Dar dacă ai două capre,
îți trebuie bicicletă sau scuter. Astea te aleargă, unde e un pom, acolo sunt și ele. Nimic nu le este suficient și pur și simplu nu stau locului. Sunt neastâmpărate. Haideți să ne uităm la pildă. Când va veni Fiul omului, toate neamurile vor fi adunate și El va pune oile la dreapta și caprele la stânga. Haideți să ne uităm care este motivul despărțirii oamenilor. De ce unii sunt puși la dreapta comparați cu oile, adică o caracteristică pozitivă, și de ce unii sunt puși la stânga comparați cu caprele, o caracteristică negativă? Ce anume a făcut diferența între ei? Pentru că aici nu-i vorba cine să se urce primul în autobuz. Este vorba despre blestem pentru capre. Haideți să citim blestemul. Duceți-vă de la mine, blestemaților, se referă la capre. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Nu există o trimitere mai îngrozitoare decât aceasta. Dacă ne uităm la ce le-a adresat celorlalte, este ceva foarte pozitiv. Întrebarea este, de ce este așa mare diferența între unii și alții? Veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Ne întrebăm, Domnule, care sunt capetele de acuzare pentru blestemați? Și care sunt calitățile celor apreciați? Dacă ne uităm, nu vă vine să credeți. Hristos dă niște exemple caritabile și ideea este următoarea. Suntem înconjurați de oameni în nevoi. Oile au avut milă și dacă cineva n-a avut haine, i-au dat o haină. Caprele au fost indiferente, nepăsătoare, au omis, au neglijat, pur și simplu. Dacă cineva a fost nemâncat, oile le-au oferit ceva de mâncare. Caprele, indiferente, au neglijat, nu s-au implicat, oile s-au implicat. Dar aici nu-i vorba dacă cineva s-a necat, nu era vorba de viață și de moarte. Era vorba de niște trebuințe zilnice, mâncare, apă, îmbrăcăminte, poate cineva în spital, nu o stă omul toată viața în spital, stă câteva zile, o săptămână, în cel mai tragic caz, câteva săptămâni. Sau cineva era la închisoare, acolo să stă mai mult. E, dar la mijloc era implicarea sau absența implicării, doar atât, implicarea sau absența implicării. Vă vine să credeți că simpla implicare atrage binecuvântarea lui Dumnezeu și absența implicării datorită neglijenței n-a luat-o în serios? Datorită superficialității a crezut că o să se ducă alții. Datorită uitării, omiterii, Doamne, m-am luat cu treaba, cu... acum ce mare lucru, s-o găsi din toată biserica cineva să-i dea lui ăsta o farfurie de mâncare. Mă întorc, le pun pe toate trei împreună și cam terminăm predica. Care-i prima? Fecioarele. Câte grupuri? Două. Mergem în pilda cu numărul 2, la business. Câte categorii de oameni? Două. Ne mutăm la capre și oi, două categorii de oameni. Aceeași problemă. Cinci fecioare nu au făcut ce trebuia. Aici nu este vorba despre niște acțiuni vinovate, ci despre absența unor acțiuni necesare. Dacă înțelegeți asta, tot ce am vorbit înainte și tot ce vorbesc după aceea, aproape că nu mai are importanță. Cele cinci fecioare care au trimis acasă nu i-au făcut cu ochiul la mire să facă mireasa geloasă. Nu au stricat nunta. A fost o simplă neglijare, adică nu au făcut ceva ce era de trebuință. Nu s-au implicat. Doar atât. Dar Dumnezeu n-a dat la nimeni în cap.
Cu ce m-am făcut vinovat? Dar nu te-ai implicat. Dar cum e așa de grav că nu m-am implicat? Cu ce s-a făcut vinovat ăla care n-a făcut nimic? Că nu s-a implicat. Doar atât, nu s-a implicat. Viclean și Leneș, afară! Și ceilalți care n-au dat, n-au oferit, n-au ajutat, ce au făcut? Nu s-au implicat. Blestemaților! Iubiții mei, toate trei pildele, dincolo de faptul că noi putem să spiritualizăm și să ne concentrăm pe un delemn, nu pe atitudine. Și nu zic că o predică de genul ăsta unde se accentuează că un delemn e simbolul Duhului Sfânt și de fapt pilda vrea să... Nu uitați, atitudinea oamenilor este vinovată. Și ce anume? Lipsa de implicare. Lipsa de a-ți face datoria în mod corect. Lipsa de a-ți împlini scopul pentru care ești chemat, ești invitat și ești mandatat, trimis. O simplă neimplicare în cazul celor cinci rămase afară, o simplă neimplicare în cazul celui de-al treilea manager, o simplă neimplicare în cazul caprelor. Simpla neimplicare este toată povestea. Simpla neimplicare. Când veți mai crede că neimplicarea e un drept, să vă aduceți aminte, dacă vreți, că nu este un drept. Este o dovadă de indiferență, este un spate întors, vă rog să mă iertați, este pur și simplu o detașare de interesele celui pe care îl numim tată, este o deconectare, o pierdere a semnalului intenționată, este o nepăsare care vorbește despre lipsă de interes, să nu mai vorbim de iubire, de adorare, de admirație, de reverență. Acestea sunt vârfuri. Basic, la bază, este interesul de a mă implica. Îl văd pe omul ăsta că vrea să ducă trei scaune. Două poți să duci, dar trei e mai greu. Și eu sunt lângă el și văzându-l, văd un om care este asuprit. Vrea să facă ce nu poate și atunci eu, în calitate de coleg de planetă, săr, iau unul, dacă nu două, și îi spun, te ajut. Ce trădez eu? Ce spune gestul meu? În primul rând, solidaritate umană. Un pic de interes, de omenie, de bun simț. Nu trebuie să fie rudă cu mine, nu trebuie să-l cunosc. Este absolut elementar. Aproape că e o jignire la ofensa logicii să încerc eu acum să vă explic de ce ar fi bine să-l ajut pe cel care nu poate să ducă trei scaune ajutându-l cu un scaun. Și Dumnezeu face o mare tragedie din această indiferență de a ajuta pe cineva să ducă un scaun. Face o așa de mare tragedie încât îl numește pe ăsta viclean, leneș și blestemat. Neimplicarea, adică a nu face ce trebuie, e la fel de vinovată cu vinovăția, adică faci ce nu trebuie. A face ce nu e voie se numește a comite. A nu face ce este necesar, deși pare nevinovat, este la fel de vinovat. Pentru că este absența marii porunci, este absența milei, este absența iubirii, este absența bunătății, este absența omeniei. Dacă Hristos ar fi fost absent și nu s-ar fi întrupat, noi mergeam în iad, fără ca El să facă ceva greșit. El n-a sabotat mântuirea noastră, nu o sabota, dar n-o producea. Asta se întâmplă cu omiterea. Însă sunt o grămadă de oameni care se simt confortabili și liniștiți în timp ce nu își fac, nu își împlinesc misiunea. Nu își împlinesc misiunea. Dacă le spui că e păcat, se rățoiesc și spun, da, mă jignești.
când se va pronunța sentința, o să fie mai mult decât o jignire. Dacă pagina asta din Scriptură este adevărată și eu pun retoric problema în felul ăsta, nu pun la îndoială că e adevărată, dar pun retoric pentru a putea spune ce spun. Dacă pagina asta din Scriptură este adevărată, mulți dintre cei care au îmbătrânit în biserică nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Doar pentru că sunt niște martori nepăsători de la pentru jertfa Domnului Iisus și roadele ei în istorie până când se va întoarce Hristos. Niște oameni care asistă cu o nepăsare îngrozitoare, fără să-și folosească resursele, devenind parte la împlinirea intereselor lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-a sacrificat Fiul, înseamnă că ceea ce a făcut El este atât de important încât a fost nevoie ca Dumnezeu Fiul să moară. Dacă nu înțelegem atâta lucru, atunci nu putem înțelege nici taina mântuirii. Poate că vă întrebați, ce înseamnă, de ce e așa de grav să nu mă implic? Ce înseamnă, de fapt, neimplicarea mea? Cum vede Dumnezeu neimplicarea mea? Păi, în primul rând, este iresponsabilitate. Ți-ar place să ai un soț iresponsabil? Da, să ai un muncitor iresponsabil. L-ai da afară sau l-ai ține până la pensie? Așa, să stea jos și să se uite toată ziua. Să se uite așa liniștit. Ai ține un astfel de muncitor? I-ai mări salariul? Neglijență. Sunt oameni omorâți din neglijență. Comoditate. Vă plac comozii? Superficialitate. Oportunism. A fost oportunist ăsta care a stat cu fața la cer în timp ce își astupase groapa unde a pus banii, unde a ascuns banii? N-a făcut nimic, n-a dat niciun telefon, n-a scris niciun e-mail, n-a contactat pe nimeni, n-a pus nimic n-a făcut nicio afacere cu banii stăpânului. Dar cu ce s-a ocupat? Cu lenevie. Și stăpânul îi spune, ești un om viclean. Ignoranță, asumare greșită, formalism, neînțelepciune. Gândiți-vă la lucrurile acestea, dragii mei prieteni, și de asemenea permiteți-mi în încheiere să vă mai aduc aminte de alte câteva pilde care au același mesaj în Scriptură. M-am îngrozit când, urmărind în citirea Bibliei cu scopul să văd cât de vinovată este omiterea, m-am îngrozit să văd că în Biblie sunt zeci de exemple de omitere și toate sunt penalizate. Toate sunt penalizate. Haideți să vă dau câteva exemple. Pilda samariteanului. Trece un preot, îl întâlnește pe unul leșinat și îi trage cu piciorul și îi rupe doi dinți. Asta spune Scriptura? Nu. Dar ce a făcut? N-a făcut nimic. Trebuia să facă ceva în cazul ăsta. Trebuia să-i dea o mână de ajutor, că omul ăsta e un om ca mine. Ăsta s-ar putea să fi fost în comă. Poate că avea copii, avea familie. Eu, dacă aș fi căzut, bătut, mi-ar place primul muritor care trece pe lângă mine să mă salveze, că sunt un om. Ei, popa ăsta cât a fost de popă, nu s-a oprit. A trecut cantorul, nu s-a oprit nici ăsta. Trece un samaritean, intenționat Hristos în pilda asta, în întâmplarea asta imaginară, prin contrast cu doi oameni ai bisericii. Cine este omul milei? Pastorul și liderul de la închinare, dirijorul de cor, oamenii bisericii, exponenții Harului lui Dumnezeu, sau mai bine zis reprezentanții Harului lui Dumnezeu. Și vine un samaritean care făcea parte dintr-o națiune mixtă, evrei căsătoriți cu oameni dintre neamuri, și aceștia erau mai disprețuiți de evrei decât orice altă etnie de pe pământ. Erau numiți câini și necurați. Ăsta trece pe lângă omul ăla, se oprește,
încearcă să-l ajute, îl pune pe animalul lui, îl duce la hotelul din, la motelul de lângă ei, îi dă bani la hangiu, îi spune: domnule, te rog, ocupă-te de el, fă ceva, ajută-l, și dacă banii nu sunt suficienți, ascultă cuvântul meu, mă întorc și îți plătesc tot. Domnule, de zici că ăsta e popa. Câtă milă, câtă omenie, câtă generozitate, cât spirit de inițiativă. Domne, îți vine să-l îmbrățișezi, să scrii despre el în ziar, să vorbești seara la news. Și popa, vai, 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 vai. Zici că e un bandit. La mijloc nu pune în evidență Scriptura decât omiterea oamenilor biserici. Niște indiferenți, niște formaliști, niște ipocriți, niște oameni care nu dau doi bani pe nimeni, trec pe lângă ei ca pe lângă un câine mort. Cu tot respectul. Iar un prăpădit de om nereligios își cheltuie banii și timpul să sară în ajutorul ăla bătut. O omitere mizerabilă, o indiferență sarcastică și batjocoritoare. Simplu, nunta fiului de împărat. Lume multă, fiecare trece pe la garderobă după obiceiul, tradiția nunților de atunci, își ia haina specifică, vine administratorul nunții înainte să dea drumul la mâncare și vede că toți au hainele de la garderobă, unul avea o culoare diferită, o haină personală, și spune: matale de acolo, să nu arăți spre cineva, matale de acolo, de ce n-ai luat haina? Bă, oameni buni, hai să fim serioși, l-a confruntat pe ăla în public, bă, ce atât de important, domne, să iau haina aia? Știți ce a spus? Du-te unde? Afară. Și l-a scos afară. De ce? A omis, a neglijat, a uitat. Nu s-a implicat așa cum trebuia. A venit la nuntă cum a vrut el. Pentru el nu există reguli, domnule. El e barosanul care face ce vrea. El face ce vrea. Pentru el nu există reguli. Și Scriptura spune: afară, scoateți-l afară. Și l-a scos afară. Sunt o grămadă de exemple de genul acesta în Scriptură, dragi frați și surori, care vorbesc despre vinovăția tăcută a lipsei de omite, a lipsei de implicare. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura: dați-vă toate silințele. Dați-vă toate silințele. Lăsați-mă să vă aduc aminte de un pasaj celebru din Scriptură pe care îl scrie Apostolul Pavel către ucenicul său Timotei. Copilul meu, citesc din 2 Timotei 2, 2, 2, 2, 2 Timotei 2 cu 2. Copilul meu, ăsta e versetul 1, versetul 2. Ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere. Pentru dumneavoastră ce înseamnă încredere? Dacă aș vorbi despre un business, să presupunem că noi toți suntem angajați la un patron care face ceva în fabrica asta unde suntem noi angajați, în compania asta. Dacă patronul ar veni aici și ar prezenta pe unul dintre noi drept exemplu ca un om de încredere, cam ce ar însemna încrederea acelui om? Ar însemna punctualitate? Ar însemna implicare? Ar însemna foarte harnic și serios? Ar însemna. Hai să continuăm. Versetul 3. Suferă împreună cu mine ca un ostaș, niciun ostaș nu se poate încurca cu treburile vieții. Pentru că trebuie să placă celui ce l-a înscris la oaste. Acele 10 fete au fost înscrise la oaste, dar ele, 5 dintre ele, s-au încurcat cu treburile vieții. Ăia doi și al treilea au fost înscriși la oaste. Unul dintre ei s-a încurcat cu treburile vieții. Caprele s-au încurcat cu treburile vieții. Hai să ne uităm puțin mai departe. Versetul 5. Cine se luptă la jocuri, trebuie să se lupte după rânduieli. Trebuie să se lupte după rânduieli. Ia banii ăștia, pune-i în negoț și adu profitul, și un procent dacă aduci, dar vreau să te văd transpirat. Transpirația ta va vorbi despre ascultare. Ascultare. Transpirația ta va vorbi despre interes, va vorbi despre respect față de stăpânul tău.
care spune pâine pe masă. Va vorbi despre solidaritate, despre împlinirea scopului pe care l-ai în echipa asta, în compania asta. Încheiem vorbind despre plugar. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Primăvara muncește, toamna se duce și încarcă o remorcă sau două de rod. Dar înainte trebuie să muncească. Ce-au muncit cele cinci fete? Cât mai comode, domnișoarele, mai comode. La urmă aveam nevoie de un de lemn, dați-ne și nouă. Nu vă dăm cât v-ați adus să fiți sănătoase. Cei doi, un profit de 100%, iar celălalt 0.0. A muncit de s-a rupt. Și caprele la fel. Oamenii lui Dumnezeu, nu-i suficient să nu folosim alcool, droguri, țigări, pornografie, nu-i suficient să nu facem păcate care sunt interzise. Nu-i suficient. Este necesar, dar nu-i suficient. Niciunul dintre oamenii ăștia nu s-au făcut vinovați de genul ăsta de păcat. Ci marele lor păcat a fost un păcat uitat, neglijat și fără importanță în generația noastră. Implicarea. Nu s-au implicat. Nu s-au implicat. Cele cinci fecioare s-au implicat așa, ieșeau în evidență, le vedeau băieții. Uitați-vă cum s-au implicat primele, responsabil. S-au gândit, domne, dacă mi-au dat slujba asta, eu sunt aici într-o sărbătoare, nu pot să strig nunta la o fată care o singură dată în viață își face nunta. Dintre toate fetele din sat, 200-300 de fete, m-a ales pe mine. Asta e o mare onoare pentru mine, că o să fiu un prim plan. Păi îmi iau 10 containere cu un de lemn, nu unul. Dar s-a dus domnișoara, era importantă rochița ei, prezența ei, imaginea ei din față și restul. Și știți unde ajunge? Afară. Dacă un șef ne-ar da afară pentru că nu producem profit, și Dumnezeu face la fel. Nu de dragul profitului, ci datorită lipsei de ascultare, de omenie și de implicare. Gândiți-vă la lucrurile acestea, fraților. Suntem tentați să încălcăm porunțile ușoare, părându-ni se că ne este îngăduit. Și ne ferim să nu încălcăm poruncile grave, să nu cumva să curvim, dar până acolo putem să le facem pe toate. Oameni dragi, aceasta este Evanghelia, nu tradițiile noastre, nu obiceiurile noastre, nu permisivitățile noastre. Dacă suntem oamenii Scripturii, cum pretindem, ar trebui să citim în fiecare dimineață Matei 25 și să găsim și cele 10-15 cel puțin pasaje din Scriptură, din Noul Testament, care vorbesc despre teribila vinovăție a păcatelor de omitere. Adică niște oameni care nu mai au nicio tragere de inimă, niciun interes, nu interesează. Oameni buni, nu interesează. Dacă se sparge aici acoperișul și curge apă, plecăm acasă și data viitoare venim și găsim acoperișul spart în continuare. Sunt în Scriptură, în Vechiul Testament, câteva locuri unde cineva a sărit ca ars și a protejat lucrarea Domnului, a salvat situația. Vă mai aduceți aminte de locurile astea? Vă mai aduceți aminte cum au fost onorați oamenii ăia și lăudați la scenă deschisă? La mijloc nu-i vorba să produci ceva foarte mare. La mijloc e vorba despre dragoste. La mijloc este vorba despre interes. La mijloc e vorba despre solidaritate și grijă. Dacă ar fi soția mea, la început îmi zicea, bine mă omule, dar tu n-ai văzut în ce situație am fost, nu ți-ai dat și tu seama că trebuia, 41 de ani de atunci. Am învățat lecția, dacă o soție se așteaptă să faci ceva care vezi că trebuie făcut în casă și zice, te aștepți o mare să-ți spun eu, dar tu nu vezi mă că gunoiul ăsta trebuie dus? Gunoiul ăla trebuie să-l ducă cineva. Știu că mulți dintre noi ne simțim confortabili pentru că așa ne-am obișnuit.
Am vrut doar să vă aduc aminte în seara asta despre faptul că implicarea este cât se poate de vinovată. Atât de vinovată încât cei care nu se implică sunt scoși afară. Iar când sunt numiți, sunt numiți blestemaților. Terminologia aceasta vorbește despre niște oameni care vor fi pedepsiți în mod terminal. Vă rog în numele Domnului să vă aduceți aminte că cei care au fost primii creștini, generația apostolilor, au manifestat o râvnă ieșită din comun și au găsit bucuria și plăcerea când au fost pedepsiți, bătuți, chinuiți pentru Hristos, că spuneau ei, iau parte la suferințele Domnului. Noi trăim într-o generație unde căutăm confortul, iar confortul a devenit un Dumnezeu astăzi și pur și simplu ne place să nu ne deranjeze nimeni. Dar când este vorba despre împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va popula raiul cu oameni pe care în Eden i-a dat afară, tocmai din cauza asta. Vă chem în această seară, scumpii mei, să vă gândiți la lucrurile acestea. Nu vorbesc de adulter, nici de divorț, nici de crimă, nici de pornografie. Nu vorbesc despre păcatele vinovate pe care ni le permitem, ci vorbesc despre detașare, despre indiferență, despre tratare cu nepăsare, despre o teribilă și vinovată nepăsare față de ce este al lui Dumnezeu și eu aș putea să fac. Lucrurile astea Dumnezeu le vede ca I don't care, nu mă interesează. Nu mă interesează. Se poate și fără mine. Dar nu uitați că se poate și fără noi, nu doar aici, se poate fără noi și dincolo. Aș fi în stare să mai vorbesc încă o oră, simt că ar trebui să apăs mai mult pe subiectul ăsta, dar s-a încheiat predica mea, nu mai știu ce să mai spun din textul ăsta și nici nu e nevoie să vă plictisesc și să vă sâcâi. Eu știu că-L iubiți pe Dumnezeu, n-ați fi aici dacă nu L-ați iubi. Sunt convins 100% că sunteți bine intenționați. Dar știți cum Îl tratăm pe Dumnezeu? Așa cum credem noi că este El. Mulți dintre noi avem o imagine deformată a lui Dumnezeu. Felul în care ne comportăm cu El demonstrează cum Îl vedem noi pe Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte de Isaia? Citiți cartea lui și o să citiți, vai de voi, vai de voi, vai de voi, vai de voi. La un moment dat, la începutul cărții, se scrie că a intrat în templu și acolo a avut o revelație cu Domnul și a spus, vai de mine, vai de mine că sunt un om cu buze necurate, vai de mine. Părerea mea personală este că absența unei stări de vinovăție când ne întâlnim cu Dumnezeu ori vorbește despre un mare sfânt din generația noastră, ori despre un indiferent de toată isprava. Cred că atunci când venim aici ar trebui să ne jenăm că după 41 de ani de pocăință câți am eu, trebuie să mărturisesc că îmi scapă o grămadă de lucruri. Deodată una, deodată alta. Am 62 de ani, aproape bătrân, 41 de ani de pocăință, aproape o viață. Și am o stare de amărăciune în sufletul meu că nu pot să fiu mai sfânt și mai folositor. Mă urmărește o stare de regret pentru că n-am făcut mai multe lucruri pentru Dumnezeu, fiindcă puteam să fac mai mult și încerc să mă grăbesc cât pot de mult și să recuperez, dacă e posibil, pentru ca să Îl onorez pe Dumnezeu care nu m-a lăsat, a venit la mine și în condiția aia de singur și de amărât m-a recuperat, m-a binecuvântat și datoria mea nu este să-L respect cu vorba doar, ci cu fapta. Vă chem și pe dumneavoastră nu doar să vă feriți de adulter, vă chem să vă feriți de a vă simți bine în timp ce nu vă implicați.
Asta este păcat. Scriptura vorbește despre asta în cel puțin 20 de locuri, dacă nu mai mult. Dumnezeu să se adreseze sufletelor noastre mai mult decât reușesc eu, un om, să vă spun ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă ca o continuare sau un fel de capac la tema conferinței pe care am avut-o împreună. Știu că fratele Marius va ști cum să încheie și ce să facă, de aceea mulțumesc frumos că ați avut răbdare să mă ascultați. Dumnezeu să vă binecuvinteze!